Todo el río y el acto sin tempestad, el go punto anta punto, un server de competitivo. Voy a decir, me le hago promover la gente que me iba a de que a de que de que one tap a partir de fric que me presten bono a mi disco de que no fa que te de que me ha contratado una de cero de cardenal ni que otra boca fric de que una de nuez fric se escribe doar que a partir de comunitatea lui fric foarte mai multe hebele în comunitate. Haide că la noi ce avem pe hebele asta. În primul rând este tic de 64 ca pe toate serverele One Tap. Ticul clasic. Avem skin-uri în primul rând. Dacă vreți să vă luați skin-uri, scrieți în... luați arma în mână. Scrieți în chat... stai un pic. Scrieți în chat WC. Vă alegeți, prima oară trebuie să vă alegeți cuțitul normal. Hai că mi-a aici o carambit, să zic, gama Doppler. Da, mi-am luat carambit, stai așa să se încarce. Alo, merge. Aveți modele, după cum vedeți. Trebuie să murim o rândă asta, că vedem aici. Că nu mi-a pus... uite, vedeți că băieții au deja skin-uri. Până terminăm noi de vorbit aici, ce mai aveți în afară de skin-uri pe server? Serverul este mod competitiv. Știu că mulți care aveți bani căutați server de competitiv. Știu că ne mai putem juca și pe aici. Uite, au și melodii, de exemplu. Melodii foarte, foarte... enable, aici dacă vreți să aveți Star Trek pe arme, eu de exemplu nu vreau, văd că nu mi-am venit că mi-au cuțit probabil pentru că era mult, ia să încercăm acum. Hai să luăm din nou carambitul ăsta, 1, dar nu merge, ia să dau un curator, reconnect, scrie și voi connect go.onetap.ro. Ia să vedem dacă merge să ne punem cuțit. Pentru că aparent văd că serverul are mici probleme din punctul ăsta de vedere, dar poate e de la mine, nu știu ce să zic. Ia că mă bag la Tero. Bă, nu, de ce nu... what the fuck? De ce nu merg veche? Ok, bă, nu știu, poate că iau te băieți iau aici. Da, ia să vedem. Cover caps. Am scris normal. Ia să vedem aici. Aici puteți vedea că au 30 de secunde până bubuie bomba apare. Hai să vă spun ce beneficii aveți pe gradele la server, cum se ia VIP-ul și așa mai departe. Deci prețurile sunt, o să le iau de la cel mai mare, cel mai mare la cel mai mic. Eu așa. Ia uite aici, sex, hai că e nice. Îmi place. Eu, bă, nu merge, iată, iată, dacă mi-au un Glock. Mere numai. O folie. Uite că skin-urile merg, dar cuțitele nu mai vin. Hai să scriem knife. Knife, să schimbăm cuțitul. Hai să luăm, poate... Gata, am rezolvat, scuze. Uite, vedeți că e de la mine, trebuia să scriu prima oară knife. Deci scriem prima oară knife să vă luați cuțitul și apoi arme. Hai să scriem vârstă, de exemplu, și să luăm alt bloc. Uite, de exemplu, mie îmi place, de exemplu, bloc fade-ul, da? Am luat bloc fade, vedeți că am skin-uri gratis. Asta nu trebuie să plătiți nimic, că vă facă skin-uri pe competitiv. Și sunete ăsta, să vă arăt volum. Volum 0,
3, da? Să închipune-te pe headbar, să nu vă îngrijorați de chestia asta. Da, uite, am dat AVP-ul băiatul ăsta de aici. Oh, mamă, ce am dat-o. Deci aveți și stilul și sunete de alea cum era pe chestul 6 super mișto. Ce vă spuneam de VIP și de prețurile pentru rapuri. Server-ul ăsta e un pic mai special, pentru că oferă gradul de owner, da? Și o să vă zic prețurile de la cel mai mare la cel mai mic. Owner-ul costă 45 de euro, da? Co-owner costă 35. Bun. Trusted, adică ești, cum ar veni, șeful adminilor. Deci până acum ai fost deținătorul șeful, deținătorul serverului, cum ar veni. Acum ești șeful adminilor pe 25 de euro. Moderatorul e 20 de euro și adminul este 15 euro. Înainte să spui și vedeți că pentru admin trebuie să ai peste 100 de ore. Dacă vrei să nu donezi, cred. Înainte să spui că sunt niște prețuri mari, gândiți-vă că un server se deține foarte, foarte bine. Da? Bun, VIP-ul, acum aici a fost prețul pentru rancurile mari. Dacă vreți VIP, care? VIP-ul ce înseamnă? Deci ăla a fost grad, ăsta este VIP. VIP-ul ce înseamnă? Că ai anumite abilități împărțite. De exemplu, dacă îmi pun și eu un de-asta, un schimb pe acá, vreau să schimb blogspot-ul ăsta, da? Bun. Ce calambit mișto am. Bun, deci, pentru VIP, astea au fost gradele, dar pentru VIP avem așa, 5 euro, silver, nu știu că vă spun, silver-ul înseamnă că ai VIP tag, da? Că vadă lumea că ești VIP. Bani și genăzi și armură gratis, da? Deci la fiecare nuntă ai bani și grenări și armură incluse, te spawnează cu ele. Stai că vă mai zic eu de față. Hai că l-am spart pe owner, nu stau cu owner, așa. Așa. 200, ai și 200 bani hop automat. Ia uite, adică, ia uite, eu vedeți cum chiar acum eu am VIP. Cum ar veni, am ultimul level de VIP și vedeți că cad foarte sus, cam asta înseamnă banii apă ăsta. De asemenea, eu n-am cumpărat grenări și vedeți că am grenări din spawn, cum ar veni. Le dau la Caterinca, că vedeți că sunt în regulă. Hai că mi-am luat-o. Nu știu ce... Așa, bun. Mai aveți... aici se termină pachetul de Silver VIP, da? Pentru pachetul de Gold VIP aveți tot ce aveți la silver, dar aveți și modele No Fall Damage. Ce înseamnă No Fall Damage? Stați un pic să vă arăt, vedeți că ea cântă muzica super tare. Ce înseamnă No Fall Damage? Da. Dar prețul la Gold este de 10 euro. Și pentru Gold aveți tot ce aveți la silver. Dar No Fall Damage înseamnă că tu dacă cazi de sus, niciodată nu o să ai, nu o să iei damage, da? O să vă arăt acum imediat modelele. Dacă vreți, pentru că asta ai în plus la modele. Uite, o să vă arăt aici. Dacă vă cumpărați Gold, pentru că la silver nu aveți modele, dacă vă cumpărați Gold, practic puteți să vă faceți Hitler ca orice alt personaj. Ce înseamnă asta este că vă schimbă modelul, adică caracterul din joc, știi? Vi face carate ca Hitler, ca o femeie, ca orice altceva. Bine, trebuie să mori ca să meargă chestia asta, după ce alegi modelul, dar o să vă arăt. De exemplu, băiatul ăsta era Deadpool. Deci nu avea caracterul din ce se avea. Îl avea pe Hitler, de exemplu, da? Haide să vedem dacă ne bagă și pe noi Hitler. Nu știu cum mă văd... M-am făcut Hitler? Uite,
O avem modelul ca băiatul. Merge modelul sau? Stai puțin că rezolvim. Bă, na, normal că trebuie să... nu vreau să tot tehnologii mersi. Trebuie să așteptați până când se actualizează gen o rundă, două sau așa mai departe. Dar oricum e super. Uite, mie nu mi-a pus încă modelul, că trebuia să am mâna lui Hitler, cred. Bun, deci ăsta costă 10 euro gold VIP, da? Și aveți modele, n-aveți, nu aveți damage în căsătură, aveți viteză în plus, aveți lumini de astea cu voi, cum am eu, aveți bunny hop automat, da? Diamond, la fel ca la gold. Și diamond costă 15 euro, da? Diamond, la fel ca la gold, neoane, nu, abia aici aveți neoane, la diamond, la gold n-aveți, da? Aveți neoane, și aveți, trackers out, adică gen, puteți să vedeți gen, playerii, cred că, adică gen, aură de-asta cu picioare și pe cap, da? Cum au băieții de aici. Asta dacă ai, dacă ai, ăsta, diamondul de, de 15 euro. La Platinum, gloanțe infinite, Hexer care îți dă 15-16. Deci, la Diamond ai tot pachetul de mai sus, plus gloanțe infinite. Nu știu dacă eu am gloanțe infinite, că vă arăt ea. A, bă, da, a, nu, nu mi-a dat Diamond. Eu nu am ultimul de ăsta, deci voi puteți să fiți mai șmecheri ca mine. Că aveți gloanțe infinite, că vă dai 50 înapoi când dați cap. Adică, dacă eu dau capul ăsta, îmi dă mie 50 înapoi viață. Da? V-am zis prețurile, deci, mă repet. Silver 5 euro, gold 10 euro, diamond 15 euro și platinum 20 de euro. Și v-am spus ce face fiecare în parte. Acum, pentru a dona pe go.wanted.ro trebuie să scrieți în chat, pur și simplu, semnul exclamării midu, da? Pentru că midu este un edu. Hai să vedem, știu și eu. Semnul exclamării midu. Cred că așa, nu? What the fuck? Bă, bă că... Ia să vedem, că poate am scris eu greșit. Așa. Bun. M-I-D-U. Bă, eu am scris bine, aparent. Să nu la mări. Ia să vedem. Că eu mi-am notat aici toate comenzile. M-I-D-U. Bă, bă că nu merge. Nu merg toate comenzile, dar mă rog, uite. Nu merge, dar în fine. O să meargă, o să le repare, știi? Asta se mai întâmplă. Dar oricum serverul se mișcă foarte bine. Foarte ok, e fluid, nu are lag. Nu vă trage în spate. Știi? Aveți și sunete, dar sunetele alea cu... cred că care le-ați auzit voi cu headcatch și așa. Cred că alea își... Ești numai pentru cei care plătesc VIP. Da? Bun. Bă, mie îmi place că vă vezi că e aproape plin all the time. Da? Pentru că e one tap și one tap e viață. Se știe. Hai că l-am întors pe dos. Da, și îmi place foarte mult. Au și un server de Discord pe care o să bine așa de scrie. Oh, are spinbot. Cine? Ăsta, VIP-ul ăsta care mi-a dat din întoarcere. Glumesc, frate. Na. Bun.
Iahle, dacă știu owner, că vă că știu ăsta aici. Da, uite, primul. Dacă știi, uite, nu știi midul ca să donezi, știi două puncte owner și dai un mehăr aici pentru donație, v-am zis. Care sunt, oricum o să vă las detaliile și în descriere ca să le aveți acolo. Știi? Bun. Bă, mie îmi place foarte mult serul ăsta și cred că o să mă mai joc pe el. Deci dacă vreți, mă găsiți aici. O să vă las și prețul în descriere și absolut tot. Da. Vă că băieții se distragă copiii ăștia aici, ha? O să mai stau până se schimbă mapa și în funcție de ce mapă pică o să închid episodul. Ia să vedem, un scap e dat al meu, nice, nice. Bă, îmi place, sunt eu cam praf cu jocul, dar e nice, e super mișto, frate. Da. Bun. Bă, mamă, vedeți cât bani am. Hai să-mi iau AVP. Cred că mie nu-mi place AVP-ul. Din fost scriu WS și am pus aici, cred că mă AVP. Nu știu. AVP Fate. Puteai să puneți și skin-uri care nu sunt în joc. De exemplu, nu există AVP Fate, dar eu l-am pus aici. Ce urs asta, nu știu. E cringe. De-aia nu se bagă AVP Fate în mamă, dar am avut și eu mouse. Am avut și eu mouse, mersi mouse. Da. Bă, cam asta azi episodul, nu uitați, dacă vrei să ne jucăm împreună, vă aștept pe arena, pe go.anta.ro, nu arena.anta.ro, la aia ceva. Eu am fost Chio, vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați că veni să ne, să ne jucăm și da. O să ne vedem la un alt videoclip cu alt ocazie, nu uitați de like, share și subscribe să ne strângem și noi 20.000 de vânători. De asemenea, nu uitați că apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu evenimentele live, pentru că eu diferă de la ora 9, așa, vă aștept la un stream. Sau poate o să-i dăm drumul mai devreme. Eu am fost Chio, până la următoare, like, share, subscribe și vă aștept pe go.onetap.ro. La revedere!